жизнь менял города, но лишь сейчас осознал навсегда, что только он мне так дорог, любимый город, который не предам никогда. В объятиях липы многолетних дубов, как песня «Город» возник средь веков. И мне одно остается, пока сердце бьется, беречь и любить Кишинев. Мой друг Кишинев, зеленых улиц прохлада, и станет цветок, и мне другого не надо. За шутку... Дорогие клиенты, донилор, донилор, бună ziua! Vă salutăm pe toți prezenți aici, în acest loc care, câțiva ani în urmă, era unul de poveste. În acest loc în care mulți dintre dumneavoastră și-au petrecut copilăria, tinerețea, adolescența, un loc superb, unul nemaipomenit, unul în care iubeam de fiecare dată să venim, să ne adunăm, fiecare pentru diferite lucruri, care venea la sport, la meciurile de fotbal, pentru că pentru asta era predestinat acest loc minunat. Care veneau la concertele extraordinare, care veneau la alte multe evenimente care se întâmplau aici, pe stadionul Republican, din centru municipiului Chișinău, din centru capitalei, care, așa cum ați văzut cu toții pe la toate televiziunile, pe toate rețelele de socializare, a fost cedat. A fost dat locul acesta pe care se află stadionul Republican, iar noi, cetățenii acestei țări, acestui oraș, capitalei noastre, suntem practic lezați de dreptul de a veni în acest loc superb și ni se ia și ultima bucățică de pământ în care se pot face atâtea lucruri frumoase și minunate. Bine ați venit, dragi prieteni, la această conferință de presă unde veți afla care este poziția și vreau cu acest prilej să o salut aici la acest eveniment pe doamna Marina Tauber, vicepreședintele Partidului Politic Șor, doamna deputat. Bine ați venit, stimată doamnă, și vă mulțumim din tot sufletul că sunteți parte a acestui eveniment. Cum vă spuneam, veți afla care este poziția Partidului Politic Șor, a liderului Partidului Politic Șor, domnul Ilan Șor, la acest fapt care s-a întâmplat de fapt și care s-a întâmplat deja. Un lucru neplăcut pentru locuitorii municipiului Chișinău, un lucru neplăcut pentru întreaga țară, fiindcă stadionul Republican trebuia să, chiar dacă îmbrăca o altă haină, dar trebuia să fie predestinat, nu știu, copiilor, tineretului, adolescenților, trebuia să devină un loc de agrement extraordinar pentru că, în care să ne adunăm noi cu familiile, cu copiii și cu toți cei dragi și scumpi nouă. Pentru că nu vrem ca din orașul nostru, din țara noastră să se rupă bucățică cu bucăție și să se dea oamenilor străini, oamenilor care de fapt nu au nimic, nici o legătură cu această țară. Și noi vrem să vă mulțumim din tot sufletul că sunteți alături de noi, că sunteți parte a acestui eveniment, că sunteți parte a acestui protest și că vă doare. Vă doare că lucrurile se întâmplă într-un mod urât, într-un mod în care nu ar trebui să se întâmple de fapt. Ne doare că stadionul Republican, locul ăsta minunat și superb, este dat unor oameni străini acestei țări, unor oameni care nu au nimic cu această țară și nu știm de fapt ce va fi aici și în ce scop va fi folosit acest pământ care se află în centru orașului Orhiei, în centru capitalei noastre. Și așa cum spuneam și mai sus, de suferit nu au nimeni alții decât dumneavoastră, cetățenii acestei țări, cetățenii acestui oraș. Iar așa cum vă spuneam, acum vom afla care este părerea în acest sens a liderului Partidului Politic Șor, domnului deputat Ilan Șor. Domnule Șor, vă salutăm cu mare drag aici, la poarta stadionului Republica. Bună ziua, dragi prieteni, всем добрый день.
Дорогие друзья, к большому сожалению, то, что сегодня происходит, это, по сути, провокация нашего правительства, провокация нашей власти. Все прекрасно знают, что для жителей города Кишинева и для многих жителей страны означает республиканский стадион. Это место, которое является ностальгическим для многих граждан. Здесь были первые слезы, первые радости, первая улыбка, первые победы, первые поражения, наверное, у большинства жителей города Кишинева. 15 лет назад глупое очередное правительство разрушило, не сумело построить, но еще и разрушило то, что сегодня мы видим. За это время ни одно правительство не сумело взять на себя смелость и храбрость, закатать рукава и восстановить национальное достояние и гордость нашего народа, республиканский стадион. Вы знаете, что год назад я вышел с инициативой и с проектом по восстановлению и созданию на этом месте детского парка. Детского парка развлечений по опыту, который я уже сумел сделать успешным проектом в Аргеле. То, почему я называю, что это является полной провокацией, заключается в том, что фактически правительство Молдовы травит людей против посольства Соединенных Штатов. Я хочу обратиться к посольству Соединенных Штатов. Уважаемые господа, мы к вам относимся с глубоким уважением, чтим ваши принципы и благодарны за все то, что вы за эти годы привнесли и сделали для Республики Молдова. Но сегодня вы не живете в нашей, не жили в нашей стране и не понимаете, что этот объект означает для многих горожан. И вы не понимаете, что этот объект несет глубокую рану для многих людей. И сегодня, когда правительство вам фактически пытается впихнуть эту землю, провоцируя отношение людей именно к вам негативное, хотя и вправду вы очень много боролись за справедливость, за помощь нашей стране, и вам за это многие благодарны. Но я хочу обратиться к вам. Мы ни в коем случае не против того, чтобы строили новое посольство. Мы даже за. И мы за то, чтобы правительство оказало вам посильную помощь в этом и дало любую землю. Но, дорогие друзья, то, что сегодня происходит вокруг республиканского стадиона, это называется провокация. И провокация, в первую очередь, по отношению к посольству Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. В этой связи я призываю никчемное, глупое правительство нашей страны пересмотреть свое решение, внять то, что нельзя поступать так по отношению к международным партнерам, а главное, к собственным гражданам. Дать возможность нам реализовать проект, который будет служить людям, который принесет много улыбок, добра и радости детям, который даст возможность многим жителям, горожанам города Кишинева восстановить у себя в душе ту былую славу, которая была всегда на этом замечательном месте, где сейчас мы находимся, на республиканском стадионе города Кишинева. Уважаемое, вернее, неуважаемое правительство и люди, которые распродают эту страну до кусков, перестаньте издеваться над людьми. Вам мало того, что вы уничтожаете своими тарифами, своей глупой политикой и издеваетесь над гражданами. Так сегодня вы еще забираете последнее, то, что есть у людей, это национальное достояние. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что мы сумеем пересмотреть это глупое решение. Я сегодня поставлю на вопрос Совета партии о начале сбора подписей жителей города Кишинева за пересмотр этого решения и строительство на этом месте парка под названием Молдова Лэнд. Спасибо вам большое за внимание. Și noi vă mulțumim, mulțumim, domnule Șor, mulțumim de tot sufletul pentru inițiativele frumoase pe care le aveți și le-ați avut de fiecare dată. Eu zic și noi cu toții, vă dorim ca într-un final acest gând al dumneavoastră deosebit, ca aici, pe locul stadionului Republican, să construiți un Moldova Land, așa cum ați construit la Orhei Landul, ca copiii să aibă unde să se distreze și unde să primească mâncare. Mulțumim, domnule Șor, din tot sufletul! Dați-i aplauze domnului Șor, dragi prieteni! Sperăm, domnule Șor, că conducerea ne aude, vă aude și într-un sfârșit își vor schimba acest gând și această idee. Mulțumim frumos! Mersi mult!
Vă mulțumim din tot sufletul, îi mulțumim din tot sufletul domnului Șor, care de fiecare dată, dragi prieteni, de fiecare dată vine cu idei frumoase, cu lucruri deosebite, iar așa cum a spus domnul Șor, gândul și ideea domniei sale împreună cu echipa lui a fost ca pe acest loc a stadionului Republican să fie construit un parc de distracții pe care nu l-a mai văzut Chișinăul niciodată. Moldova Land trebuia să se numească și sperăm noi ca într-un bun final acest loc, acest lucru să se întâmple. Iar acum vă îndemn să vă lăsați atenția concentrată aici, la acest ecran, ca să vedeți cum trebuia să arate, de fapt, Moldova Land, aici, pe locul stadionului Republican. Prieteni, așa trebuia să arate stadionul Republican și eu vreau să vă spun că un astfel de film am privit noi cu puțin timp înainte să fie inaugurat parcul de distracții Orhei Lân. Și uitați-vă cât de frumos e și câtă lume deservește acel parc de distracții. Cât de frumos ar fi fost dacă același lucru se întâmpla și aici, la stadionul Republican. Iar în continuare, dragi prieteni, la conferința noastră de presă vreau să o invit cu mare drag și cu respect și să-i mulțumesc din tot sufletul că este partea tuturor lucrurilor frumoase care se întâmplă doamna deputat Marina Tauber, vicepreședinte al Partidului Politic Șoar. Stimată doamnă, bună ziua și mulțumim! Mulțumim din tot sufletul că vă doare. Ori, dragi prieteni, așa cum spune de fiecare dată doamna Tauber, ex-sportivi nu sunt. Sportivii
sunt pentru întreaga viață. Ori, doamna Taudă este sportiv de performanță, a făcut tenis și ce înseamnă stadion nu îi este străin. Credeți-mă, o doare sufletul pentru sportul de performanță care se putea face aici, pe stadionul Republican. Doamna Tauber, vă rugăm! Bună ziua! Bună ziua la toată lumea! Mă auziți? Bună ziua încă o dată! Здравствуйте всем! Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău! Здравствуйте, наши дорогие кишиневцы! Noi suntem bucuroși să vă vedem astăzi aici și vă mulțumim din tot suflet că dumneavoastră ați venit și sunteți alături de inițiativa noastră. Noi cunoaștem ce înseamnă Stadionul Republican pentru fiecare din noi. Și noi suntem mândri că domnul președinte Ilan Șor a ridicat această întrebare care este foarte importantă pentru întreaga societate, pentru întreg orașul nostru, pentru întreaga capitala noastră. Domnul Ilan Șor deja a demonstrat tuturor ce înseamnă să te gândești la oameni, să ai grijă de ei în fiecare zi. Așa a fost construit cel mai mare și cel mai frumos parc de distracții Orheland în municipiul Orhei, care lucrează gratis pentru toată țara, pentru toți cetățenii noștri și pentru cei care vin în ospeție. Câțiva ani în urmă, mai exact cu 4 ani în urmă, când domnul Ilan Șor ne-a anunțat despre acest proiect și despre această intenție, mulți au ridiculizat acest subiect și nu au fost siguri, spuneau că nu este posibil, nu o să fie așa un parc în țara noastră, nu o să fie el gratuit și așa mai departe. Dar dumneavoastră ați văzut că în 3 luni Orhelandul a fost construit, deschis, inaugurat și în fiecare zi slujește tuturor cetățenilor, de la mic la mare. Orheland a devenit mândria noastră, perla Republicii Moldova. La fel un parc, drept că mult mai mare, poate să fie construit și aici, la Stadionul Republican. Noi am vorbit cu dumneavoastră, noi am vorbit cu chișinăuieni și știm că aceasta este dorința tuturor celor care locuiesc în capitala noastră, care au crescut în Chișinău. Și noi suntem capabili. Ilan Șor deja a demonstrat că este posibil acest lucru. Așa că astăzi și în calitate de deputați în Parlament, reprezentând fracțiunea Partidului Șor, noi venim cu propunerea ca aici să fie construit Parcul Moldova Land. Pentru toată familia, pentru toți copilașii din Chișinău și din țara noastră, desigur că și pentru persoanele cu dizabilități, pentru sportivi și ceea ce a zis și Adelin, nu pot să tolerez această atitudine fiind sportivă. Tare vreau să văd că aici să mai fie petrecute competiții internaționale, naționale și noi cu dumneavoastră să le privim. Дорогие наши кишиневцы, дорогая Республика Молдова, сегодня наш лидер Илон Миронович в очередной раз вышел с очень корректной и правильной инициативой. Она была объявлена уже год назад. Она была даже проголосована в парламенте. Но власть ПАС отменила данную инициативу.
хотя уже с учетом того, как быстро построился парк Орхиленд за 3 месяца, мы могли бы с вами сейчас видеть за нашими спинами не руины и не разруху, а то, что вы видели в этом прекрасном фильме. И вы знаете, что это не просто фильм, не просто видео, это наша с вами реальность. Орхиленд стал местом надежды. Орхиленд a devenit locul speranței. Așa trebuie să fie și aici, la Stadionul Republican. Nici într-un caz nu vrem să părem negativ față de această inițiativă legată de ambasada Statelor Unite, pentru că suntem recunoscători poporului american și Statelor Unite pentru toate contribuțiile și pentru tot ce a fost făcut și o să fie făcut pentru țara noastră și pentru poporul moldovenesc. Dar noi credem că guvernul nostru și Maia Sandu în fruntea acestui guvern, de facto, nu de iură, dar de facto, vor să certe poporul american cu poporul moldovenesc. Noi știm că ei vor doar binele țării noastre și suntem siguri că guvernul nostru, care este incompetent și unul irresponsabil, nici nu a explicat ce importanță are acest stadion pentru fiecare locuitor al țării noastre. Мы уверены, что когда посольство США узнает, какую значимость имеет данный стадион, сколько здесь было проведено важных моментов для наших сограждан, они наверняка пересмотрят свое решение. А мы сегодня требуем с кишиневцами, со всеми жителями нашей страны, чтобы это решение было пересмотрено. И мы пришли с конкретным предложением, которое является волей нашего народа, наших жителей. Требуем, чтобы было принято это решение. И мы даже готовы, Илон Миронович заявил, что готов взяться за строительство этого прекрасного парка. Опыт есть, и мы уверены, что вместе с каждым кишиневцем, вместе с каждым жителем Республики Молдова у нас все получится. Спасибо вам огромное и ждем правильного решения от правительства. Așteptăm decizia corectă, măcar o decizie corectă să fie din partea acestui guvern. В подтверждение моих слов хочу сказать, что пока мы смотрели фильм, немножечко пообщалась с нашими дорогими кишиневцами. И есть жительница Кишинева, которая хотела бы сказать пару слов о тех чувствах, которые ее одолевают, в особенности сегодня, когда мы узнали, что пошли уже технические процедуры продажи данной земли. Узнали не сегодня, но сегодня высказываемся по этому поводу. Еще раз вам огромное спасибо и Бог помощь нам! Mulțumim, doamna Tauber. Stimată doamnă, vă rugăm. Eu ce vreau să vă spun? Eu sunt locuitoarea orașului Chișinău, aici s-a născut mama, s-a născut bunica mea și toți s-au născut aici. Și acesta este orașul nostru. Noi suntem legați de el prin istoria noastră, prin toate locurile care ne-au fost dragi. Și noi vrem ca obiectul ăsta istoric să rămâie a orașului. Asta e posesia orașului și a posesia cetățenilor care trăiesc aici în Chișinău. Și nu numai în Chișinău. În toată Moldova asta se privește. Fiindcă aici se jucau meciurile din toate punctele, din toate satele unde erau echipe sportive. Nimeni până acum nu a vrut să-și bată capul. Ce să facă? De închis stadionul, l-au închis. Cu gândul că eu treceam pe aici și îmi spunea la reconstrucție. Nici nu s-a reconstruit, s-a lăsat așa pe ragină și
nici n-au de gând nimic să construiască. Dar ce le-a venit în cap anumii guvernului ăsta ca să vândă pământul? Cum se poate de vândut pământul în centrul orașului? Aici sunt 5 hectare, nu e un hectar, nu sunt 200 de soci, dar e 5 hectare, asta e un teritoriu foarte mare. Și noi nu vrem ca să vândă pământul nostru. Nici cui. Aia asta trebuie să fie o proprietate a municipiului Chișinău. Și noi ce mai vrem? Ca oamenii care locuiesc aici și care vin în ospeție în orașul Chișinău să vină să construiască un loc pentru divertisment, pentru copii, pentru bătrâni. Oamenii din centru, tăți pe împrejur numai beton și clădiri mari unde n-au nici un pic de aer să respire. Nu vrem noi construcția la tăti să dăm orașul nostru la oameni străini cu atât mai mult. Tot trebuie să fie de la municipiul, să aparțină municipiul Chișinău, să se reconstruiască tot pentru municipiu și pentru Moldova noastră. Trăiască Moldova noastră! Municipiul Chișinău, Partidul Șor, care noi luptăm împreună cu dânsul pentru toată ideea asta. Vă mulțumesc frumos! Noi merităm acest respect, să avem un pământ, o casă, un stadion, un parc de divertisment pentru bătrâni, pentru familiile tineri, cu copii. Și noi vom lupta până la capăt. Noi nu dăm pământul ăsta nimănui. Eu am lucrat pe la ministerul. Mulțumim din tot sufletul. Vă mulțumim tuturor dumneavoastră, de fapt, pentru că sunteți aici, pentru că vă pasă, pentru că vă doare. Mulțumim doamna Tauber, îi mulțumim domnului Șor, mulțumim echipei Partidului Politic Șor, pentru că vine de fiecare dată cu inițiative frumoase. Iar noi, dragi prieteni, vă dorim să aveți o zi frumoasă în continuare și să luptăm pentru fiecare bucățică de pământ a acestui oraș și a acestei țări. Mulțumim frumos! Осознал навсегда, что только он мне так дорог, любимый город, который не предам никогда.